Gripa aviară revine în țara noastră. Un nou focar a fost depistat în județul Mureș, în localitatea Ungheni, iar autoritățile au fost nevoite să ia imediat măsuri pentru a stopa răspândirea virusului. În Maramureș, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare spun că este interzisă vânzarea de păsări vii pentru o perioadă de 30 de zile. Pe o perioadă de 30 de zile va fi suspendată activitatea acelor mijlocitori de afaceri care sunt înregistrate cu sanitar veterinar, dar care în contextul epidemiologic actual nu vor mai efectua această activitate de intermediere, pentru că noi, conform controlelor oficiale, vom efectua și un fel de anchetă epidemiologică să vedem proveniența de unde ar fi putut introdus virusul gripei aviare pe teritoriul României, că se pare că o parte din păsările diagnosticate în localitatea Ungheni provin din comerț intracomunitar și noi atunci va trebui să efectuăm și controlele astea, să vedem toate transporturile de păsări, să vedem dacă sunt de la fermele autorizate, dacă au documente sanitare veterinare conform legislației în vigoare și să provină, cum am spus și conform deciziei, numai din ferme comerciale cu status de sănătate atestat. Autoritățile recomandă populației să ia o serie de măsuri de prevenție în propriile gospodării pentru a evita infectarea păsărilor cu gripa aviară. Printre altele, rasele și gâștele trebuie separate de alte păsări domestice și trebuie evitată creșterea păsărilor domestice în aer liber. Medicul veterinar trebuie anunțat de urgență în caz de îmbolnăvire sau deces la păsări.